Maramureșul a dat nu doar țării, ci și întregii lumii oameni importanți și recunoscuți în domenii importante. Aici s-a născut regretatul maestru Dumitru Fărcaș, supranumit voievod al Taragotului, a uimit o lume întreagă cu doinele, baladele, cântecele și dansurile sale, culese mai ales din Maramureș, dar și din alte zone ale Transilvaniei și ale Banatului. Una dintre melodiile sale de succes a devenit genericul emisiunii Tezaur Folcloric, lansată de Televiziunea Națională în 1980. Ultima apariție televizată a lui Dumitru Fărcaș a fost la Realitatea TV. A fost invitat special în ediția de Crăciun, când ne-a primit atunci în casa sa. Una dintre cele mai apreciate cântărețe din România, Paula Selling, s-a născut la Baia Mare pe 25 decembrie 1978. Paula este interpretă, personalitate TV, compozitoare și realizator de emisiuni radio. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, vine și el din Maramureș. El s-a născut pe 22 noiembrie 1949 în localitatea Cetățele, comuna Șișești. Este editor, poet, publicist, critic și istoric literar. Și nu putem să nu observăm că rolul culturii scade pe zi ce trece. Pe măsură ce crește analfabetismul funcțional în societatea românească, scade interesul în școală pentru cultură. Iar școala este o instituție fundamentală a culturii. Fără școală nu se poate face cultură pentru generațiile care se pregătesc să intre în hora istoriei. Din Maramureș este și Nicolae Steinhardt, eseist, critic literar, memorialist, filozof și doctor în drept. În 1973 a venit la Mănăstirea Rohia, unde a îmbrăcat rasa monahală. Printre cele mai cunoscute volume ale sale se numără Între viață și cărți, Incertitudini literare și Jurnalul fericirii, acesta din urmă fiind publicat după moartea sa. Și Elie Wiesel s-a născut în Maramureș pe 28 septembrie 1928, mai exact la Sighetul Marmației. El a luat Premiul Nobel pentru Pace în 1986. Elie Wiesel s-a stins în 2016 la New York. Chiar dacă orașul este menționat prima dată în 1142 sub domnia regelui Gheza al II-lea, prima atestare documentară datează din 1329, iar în 1469, în timpul domniei lui Matei Corvin, orașul este fortificat. De altfel, și acum se mai văd porțiuni din zidul cetății. În 2015, Baia Mare și-a depus candidatura și a intrat chiar în finala pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021, titlu câștigat însă de Timișoara.